Hey guys, eu sunt Nicu, iar în acest videoclip o să fac ceva mai diferit și anume că o să vă arăt cele mai ieftine haine, gen până 300-400 de ava, dar care arată bine și pot fi purtate și gen să arate bine pe voi. Ok, deci hai să începem. O să vă arăt din fiecare categorie și o să mă grăbesc pentru că videoul nu vrea să țină 100 de ani. Ok, și prima dată o să vi-l arăt pe acesta care este un crop top și se potrivește pentru vară și e super cute. Ok, iar apoi avem această bluză gen tot crop top și e drăguță și asta. Ok, deci acum depinde de gusturile fiecăruia. Și o să vi le arăt pe alea cele mai ieftine și care arată și bine și asta e una dintre ele, adică e super drăguță. Și am mai întâlnit persoane de genul care nu poartă haine așa de ieftine, gen, da, v-ați prins voi, da, foarte bogați suntem în Avakin și ne permitem haine de peste 2K. Ok, iar apoi acest crop top care este foarte purtat, după cum știți și, da? Ok, și nu o să vi le arăt chiar pe toate, adică vă arăt în mare parte cele care sunt foarte ieftine și în același timp drăguțe și o avem pe aceasta care este un tricou sau în fine și este foarte drăguț, doar că nu-mi place că partea la spate e mai lungă, dar ok, tot îmi place și apoi avem asta care e drăguță, gen îmi place culoarea și la asta și la asta, iar aceasta este vișinie și îmi place enorm și se potrivește tot așa pentru sezonul de vară. Iar acum la pantalon trecem și aveți aici colecția de pantaloni scurți. Asta, 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 asta și fără asta pentru că mie pur și simplu ăștia nu-mi plac și da, pe care mai avem? Habar n-am, cred că atâta, sau ba nu. Deci ăștia sunt perfect, gen. Îmi plac enorm de mult și mai este și perechea acestea, asta care se poartă foarte des, gen. Sunt popular, ca să zic așa, se poartă. Sunt la modă, dar shiny tiny. Ok, deci de la asta nu se va mai arăt și de aici nu prea avem, gen, sunt doar acele păruri care se colorează și se pun la build și, da, adică, ăștia sunt foarte drăguți și puteți pune, adică să-i luați de mod și să vi colorați în orice culoare doriți voi, negru, roșu, alb, albastru. și ăștia sunt foarte drăguți, adică, pur și simplu, da. Și fac acest videoclip deoarece știm cu toții că numai bug-ul de 10K și acum trebuie să ne descurcăm cum putem și lucrurile astea mici, ieftine, sunt drăguțe și de ce nu? Și astea la fel, adică pur și simplu le ador. Nu prea port eu tocuri sau pantofi, dar e ok. Și ăștia sunt extrem de drăguți, doamne, deci și pe ăștia îi portez și merită cumpărați, adică, da, mai trebuie voi. Și în afară de sunt drăguți și merită cumpărați, habar n-am ce să zic pentru că asta merge cumpărat, adică partea asta de sus îl puteți purta ca pe un top, da, știți voi, moda aia cu pantalonii și costumul de baie. Iar aici ăștia sunt drăguți, adică dresurile astea. Și da, știu că am zis de prea multe ori drăguți, doar că n-am ce să zic, doar gen filară și cam atât. Iar aici habar n-am ce să vă arăt, adică trandafirul ăsta, cred, adică, de ce nu mai merge și acum și astea? Și n-am idei de videouri, așa că m-am gândit să fac pe asta, pentru că, de ce nu, și ăsta e foarte, foarte drăguț. Și când nu mai ai idei de videouri, ajungi să faci genul ăsta de video, pentru că, pur și simplu, nu mai am imaginație și, da. Iar aici puteți să vă luați inițiala voastră și gata, adică, nu e chiar așa de special. Iar aici, habar n-am, cred că, ups, nu asta, gata de la joc. Asta, gen, e foarte drăguță și o port mereu. Cam atât, adică nu prea sunt lucruri ieftine, ar mai fi, nu știu, asta, adică să nu fie chiar de 500-900, în fine. Ok, deci cam atât și cu acest videoclip, știu că v-am plictisit și a fost foarte cringe și m-ați auzit mereu spunând că este cel mai drăguț și merită cumpărat, dar într-adevăr unele lucruri merită cumpărate chiar dacă sunt ieftine. Și da, cam atât, eu am fost Nico și ne revedem data viitoare.